La mulți ani, omule frumos, și bine ai venit pe alexedesenez.com sau Facebook sau YouTube, depinde de unde privești filmulețul acesta. Sunt Alina Militaru și azi jucăm cu tușul. Primul articol de pe anul 2015, am ales ca subiect tușul și copacul. Ceva simplu, chiar dacă migălos, te avertizezi, e migălos. Am început cu o schiță în creion. De obicei nu încep cu ceva permanent când am o foaie albă în față. Pentru 2-3 minute mă pot răzgânti și șterge, dacă nu-mi place. Tușul are calitatea de a fi permanent și de a nu putea fi șters după ce a fost aplicat pe hârtie. O linie trasă e bine trasă. Asta e calitatea care m-a speriat pe mine foarte mulți ani. Când vine vorba de tuș. Chiar dacă iubesc tușul și am iubit mereu tușul de când am văzut primele benzi desenate sau lucrări în tuș, mi-a fost prea teamă să-l încerc eu pe ceva mai complex. Așură în tuș era deja prea mult pentru mine. Și pentru mult timp doar am admirat ce vedeam la alți artiști. Am început cu smocuri de frunze, după cum vezi. Ideea e să nu fie plat totul, chiar dacă tușul este egal cu alb-negru, contrastul alb-negru, fără griuri, se poate reda iluzia de adâncime și de volum prin grosimea liniei trasate. Cum spuneam, smucuri de frunze. Nu trebuie să fie detaliate, nu trebuie să fie egale sau perfecte. Oricum, când e vorba de un copac, tufiș, ceva, nimeni nu o să vadă perfecțiunea fiecarei frunze. Trebuie să privești desenul ca ansamblu. E ceva de migălit. Am dat puțin mai repede ca să nu te plictisesc. Cam aceeași idee este peste tot. Câteva ramuri, cringe și iar smocuri de frunze. Cum spuneam, tușul are calitățile lui. Am plecat de la ideea următoare. Ce ne mai trebuie să ții seama când faci o lucrare în tuș și sursa de lumină. În cazul acesta, lumina vine de undeva din față, puțin în dreapta. Am presupus că vine din față. Asta te ajută să pui umbrele. Așa cum o să vezi acum, în spate am mai adăugat și umbre complet negre sub forma unor frunze, unor smocuri de frunze. Asta de iluzia de ajută la iluzia de adâncime când vine vorba de tuș.
și de copaci în tuș. Și dă un efect deosebit. Mie îmi place foarte mult efectul acesta. Nu e greu, dar e ceva minunos. Am folosit linere, cred că așa se numesc, cu tuș permanent, pe bază, nu sunt pe bază de apă ce put. Vârful linerului acesta, se vede și în imagine, este de 0,5. Este preferatul meu, am unul de 0,4 și unul tip pensul pentru pete mari. Alternez smucurile de frunze cu petele acelea negre. E ceva din Miguelie, cum spuneam. Dacă îți place, vreau un comentariu de la tine la final. Dacă îți place tușul, vreau să revin și cu alte articole în anul acesta. Pe alte teme, poate propui tu dacă vrei. Alte smocuri. Chiar îmi place rezultatul final. Ideea este joci, joacă-te, joacă-te, joacă-te. De asta e caietul deschise. Am în momentul acesta vreo, cred că, 1, 2, 3 caiete deschise. De diferite dimensiuni. Joacă-te cât poți de mult. Poate nu ți este la început perfect. Deci nu știu eu ce înseamnă perfecțiunea. Când e vorba de un copac, mă îndoiesc că există multe lucruri pe care le poți face greșit. Câteva liniști pe trunchiuri, pe trunchi, pe crengi. O să mă apuc curând și de trunchi, să arăt cum se face și acesta. Nu e mare lucru. Niște linii drepte ca la hașură. Îi dă textura aceea de scoarță de copac. Te mai joci puțin și linii mai în curbe. Deci am zis de sursa de lumină mai devreme, fiindcă dacă îți imaginezi că lumina vine de undeva din față, sus de la soare, dreapta, o să dai seama că frunzele și smocurile de frunze de sus dau o anumită umbră pe trunchi de copac, iar în partea de sus
E mult mai întunecată decât partea de jos. Asta o să dea volum copacului făcut în tuș. Deja prinde contur. Cum spuneam, am întunecat mai mult în partea de sus și în partea stângă. Pentru data viitoare, aștept sugestii de la tine pentru articole în tuș, dacă ți-a plăcut acesta. Sugestii de subiecte pe care ai vrea să le încerci în tuș. Îți mulțumesc pentru atenție și ne reauzim cu un articol nou. Pa!